Salutare! Suntem Emil Dragutin la Gadget.ro și alături de Alex Stănescu de la Mobilissimo o să vă aducem mai multe detalii legate de AllView X4 Sol Infinity. Un smartphone ce dorește a ieși în evidență prin raportul DisplayCorp, dar și prin specificațiile sale hardware. Avem macheta telefonului. În sfârșit lucrăm cu ceva fizic, ceva interesant și cu adevărat un ecran cât mai aproape de definiția de edge-to-edge. În plus, sticlă rezistentă la zgârieturi și toată această idee de ecran cu mochii cât mai subțiri face foarte comod de utilizat cu singură mână, chiar dacă diagonala e mai mare sau mai mică. În fine, și în sfârșit putem să vorbim și despre cameră. Ultima oară nu știam foarte multe, dar acum putem să vorbim despre cameră 16 megapixeli, camera din spate. Tu ce așteptări ai de la cameră? O să vedem. Nu mi-aș dori foarte mulți megapixeli, mi-aș dori ca, eu știu, camera să fie cât mai bună în situațiile low light, pentru că până la urmă când ai share în social media, pe Facebook sau pe Instagram, nu-ți trebuie cantitatea aia mare de megapixeli, îți trebuie o fotografie care să iasă cât mai bine. Dar asta urmează să testăm noi în viitor, aveți să spunem. Aveți deschiderea F1.8, deci da. Și o lentilă de safir pentru protecția senzorului, un element foarte important pentru că dacă s-ar fi folosit o lentilă de plastic, s-ar fi putut zgâria în timp sau o sticlă normală. Safirul este foarte rezistent. Un alt element important la X4 Sol Infinity este faptul că telefonul va avea o ramă metalică și asta îi va aduce un plus de rigiditate structurală, mai ales că avem un smartphone cu un raport display corp foarte bun. Mi se pare că de peste trece cumva de granița 80%. Observăm la baza telefonului, nu avem taste capacitive, probabil o să avem controle de tip touch buttons integrate direct în interfața dispozitivului, margine îngustă jos, îngustă și sus și asta îl face să stea foarte bine în mână, cum ai spus și tu, poate fi utilizat cu o singură mână. Apreciez și poziționarea senzorului de amprentă, poți cumva să te duci cu degetul normal în spate, adică nu ești cumva forțat, nu este un senzor pus în stânga sau în dreapta camerei. Da, cred că utilizatorul se va obișnui foarte repede cu acest senzor pus pe spate. Dar și telefonul în sine arată foarte bine. Avem un plastic frumos finisat, o curbură pe spate, ce-l face, o curbură în ambele laturi, ce-l face să pice ușor în mână, da, să nu, și plus senzația asta de grip, știi, nu simți că îți va alneca din mână, asta pentru că are o ramă metalică, ce contribuie la partea asta. Un alt element la X4 Sol Infinity care îl aduce cumva într-o zonă modernă este portul USB Type-C, dar pe lângă portul USB Type-C la bază avem și jack-ul de 3.5 mm și unul dintre difuzoarele, de fapt difuzorul principal al telefonului. USB Type-C-ul mi se pare a fi viitorul, îl aștept să-l văd pe cât mai multe telefoane mobile, atât în zona mid-range, cât poate și în zona low-cost în viitor. Iar faptul că nu au renunțat la jack este o mișcare inspirată. Mi se pare încă prea devreme să renunțăm la jack-urile 3.5 mm, mai ales când majoritatea căștilor sunt pe acest format. Și să treci pe USB Type-C cumva îl faci pe utilizator să aleagă dintr-o gamă mai redusă de accesorii pentru telefon. În sfârșit, o machetă bine făcută. Adică eu am fost bombardat în ultimele luni de machete de iPhone 8, Galaxy Note 8 și alte telefoane lansate, dar asta e o machetă bine făcută, e un lucru bun, pentru că ne-am să ne dăm seama cum o să fie X4 Sol Infinity și se anunță bunicel. Dacă macheta asta e așa de bine închegată, adică nu o să fac eu acum vreun bend test, dar dacă așa de solide și telefonul, nu o să se plângă nimeni de construcție cu siguranță. Concluzie, excelent închegat și toate dotările până acum pe care le știm sună foarte bine.